În urmă cu ceva timp le-am atras atenția băieților și bărbaților pe TikTok în special să nu poarte glezna goală iarna. În vară am făcut un video în care am arătat cum se poartă glezna corect din perspectiva mea, mai ales dacă vrei să fii elegant și cât de prost, dacă pot să zic așa, a fost interpretată la noi în România de majoritatea băieților, fiindcă i-am văzut la foarte multe evenimente și pe stradă cum poartă glezna goală. În fine, ăsta e un alt subiect, am făcut un video, puteți vedea acolo. Iar acum, iarna, le-am zis să nu poartă glezna goală, fiindcă o să arate caragios. Pe lângă faptul că e foarte frig afară, deja acum sunt minus grade, dar atunci, spre exemplu, erau undeva la între 4 și 6 grade. Cu toate astea e prea frig pentru gleznă și nu dă bine, efectiv nu dă bine, nu se... când vezi pielea goală, jos, glezna dezgolită, te duce cu gândul la vară, în niciun caz la toamnă sau iarnă și le-am le recomandat, într-un mod, părerea mea, destul de prietenos și diplomat să nu poarte glezna goală, fiindcă nu o să arate bine. Iar un băiat mi-a comentat că l-am promovat pe Leonida, i-am făcut un video în care l-am dat exemplu pe un tip din Italia care se ocupă cu costume și se îmbracă excepțional, iar tipul poartă la aproape toți pantalonii glezna goală și mi-a zis că l-am promovat pe Leonida și acum... A spun să nu porte glezna goală și se cam bat cap în cap, ceva de genul ca și cum, bă, nu fii ipocrit. Iar acum vreau să prezint și în acest video cum se îmbracă Leonida și cum se îmbracă italienii cu glezna goală și cum a fost interpretat în România. Și de asemenea vreau să vă zic și diferențele care sunt evidente și foarte clare. În primul rând, între România și Italia există două diferențe majore în ceea ce înseamnă stil vestimentar și cultura stilului vestimentar. Italia este una dintre cele mai bine îmbrăcate nații. Deci dacă mergem în Italia o să vedem cât de bine se îmbracă oamenii aia. Vezi bărbați pe stradă la 60-70 de ani care se îmbracă finus, cu bun gust, fiindcă au cultura. Noi românii, pe de altă parte, nu avem. Exista mai de mult dacă ne uităm în anii 30 și perioada interbelică sau chiar și înainte și chiar după. Dar pas cu pas s-a pierdut. Nu știu, abarna n-am trăit pe vremea, nu știu ce s-a întâmplat, dar ideea e că s-a pierdut stilul clasic bărbătesc. Acum, ce am observat în ultimul timp și asta mă bucură și mă încântă, e faptul că foarte mulți tineri în special îți deschiși și dornici să învețe să îmbrace cât mai bine. Prima diferență este de stilul vestimentar și cultura vestimentară, care în Italia există, în România nu există. Iar al doilea aspect este faptul că vremea în Italia, față de România, este total diferită. Spre exemplu, acum cred că sunt peste 10 grade pe timp de zi, depinde și zona din Italia, bineînțeles, pe când în România, în aproape peste tot, e cel mult 0 grade, ai să zicem, poate e un pic mai cald în vest și în sud, dar în, marea, în majoritatea țării, în celelalte locuri, deja e cu minus. Și să porți acum glezna goală, e o absurditate din start, fiindcă mor de frică, adică cum să porți glezna goală pe vremea asta. Bun, acum. Și arată urât. Deci cine poartă glezna goală acum, vă spun sincer, fără niciun fel de supărare, chiar vă poate spune lumea că sunteți bombardieri și să nu vă supărați pe ei, fiindcă ăsta e adevărul. Adică nu porți glezna goală acum, pe vremea asta, pe bune acum. Îmbracă, te bărbătește, lasă pantalonul să cadă până jos. Nu, nu în regulă. Și acum haideți să vă arăt cum arată Leonida, cum se îmbracă el cu glezna goală iarna și cum se îmbracă nu neapărat românii, fiindcă eu nu vreau să discreditez România, eu iubesc România și țin foarte mult la nația, la nația noastră, la români și la România, dar trebuie să învățăm să ne îmbrăcăm bine. Poza asta e făcută din 2 noiembrie și o puteți găsi pe Instagramul lui Leonida și se vede foarte clar ce temperatură era în Italia în cazul în care își permite să se îmbrace doar în costum și cămașă. Iar acum observați în partea de jos, pantalonul da, este mai scurt, dar are șosetă, nu vedeți greznă goală. Și încă un lucru, șoseta este cu bun gust, adică nu este în evidență ca un papagal. Și aici observăm același lucru, pantalonii sunt mai scurți, dar are șosete, nu gleznă goală. Același lucru, pantalonii mai scurți, cu șosetă și mai observăm faptul că în toate ținutele poartă loafers, nu pantofi. Poza asta e din 18 septembrie, vă imaginați ce temperatură era în Italia la vremea respectivă. Aici chiar nu am ce comenta și cred că nimeni nu are ce comenta legat de glezna goală. Pozele astea două pe care o să le vedeți le-am căutat pe Pinterest special, fiindcă ăsta e stilul pe care l-am văzut vara la noi în România. Și încă o dată, nu discreditez pe nimeni, dar uitați, să porți pantofi cu glezna goală arată atât de urât. Vă rog din toată inima, nu purtați așa ceva niciodată. Dacă purtați glezna goală, neapărat ținuta să nu fie super elegantă, și în același timp să nu purtați cu pantofile snaggor, ci cu loafers.